Bună ziua! Salut! Ați observat svastica desenată pe gard? Un mesaj interzis, svastica nazistă desenată pe gard. Păi bun, dar ar trebui să sesizați poliția, că altfel o să vă amendeze pe dumneavoastră că n-ați avut grijă. Pe tura noastră nu s-a întâmplat așa ceva, dar svastica asta stă aici cel puțin de un an, de când s-a reparat parcul. Și zona e păzită. Da? Deci dacă se întâmplă asta în zonă păzită, putem să ne imaginăm ce se întâmplă în locuri abandonate. Svastica nazistă într-un parc recent renovat din sectorul 5 București, care are și fază privată. Paznici spun că nu s-a întâmplat în timpul lor. Nu e dreptul dumitale să mă pozești. Ba, e un drept fundamental, scrie în Constituție. Bine. Articolul 30. Articolul 30. Și tot în baza Constituției și altor legi o să răspundeți pentru svastica asta. Și că nu e dreptul dumitale. O, mișto. Ai să rămâi fără servicii, responsabil. Te rupe. Ai să rămâi fără servicii. Ai tu te-n moldovene de aici. Da, el e și xenofob pe deasupra. Aveți grijă în parcul ăsta când intrați în sectorul 5, puteți să luați bătaie dacă aveți accentul care nu trebuie sau dacă folosiți alte drepturi fundamentale, de exemplu, libertate de exprimare, dacă filmați. Încă o svastică proaspătă pe fosta piață sau ce era aici. Și România e evil. E rău. Prima dată văd cu culoarea asta, căcănie. Dar pentru inscripția asta chiar nu putem să acuzăm paznicii din parc. Totuși trebuia să fie observat poliția locală. Sau ei habar n-au de legea care interzice astfel de simboluri în spațiu public. Ei tot așa o scuzau, că nu s-a întâmplat în tura mea.